Ziua 153. Visurile se pot împlini. Toate visurile pot deveni realitate. Visul cel de pe urmă, visul de a cunoaște extazul, este atât de aproape încât este foarte ciudat cum oamenii continuă să-l rateze. Este foarte accesibil, oricine îl poate atinge. Nu trebuie decât să-l cauți puțin și este acolo. Dar oamenii nu caută, sau, dacă o fac, o fac în direcția greșită, așa că viața lor este una neîmplinită. Să trăiești o viață neîmplinită înseamnă agonie, iad. Ăsta este iadul. Nu este un loc geografic, este starea unui psihic neîmplinit. Acolo unde există împlinire, se află paradisul.